Un incendiu declanșat la o locuință de pe strada Piața Poporului i-a speriat pe brăileni. Casa cuprinsă de flăcări este a unei femei de 70 de ani, care mai bine de 3 decenii locuiește singură. Vecinii spun că bătrâna și-a dedicat viața ajutorării oamenilor străzii pe care i-a găzduit sub acoperișul ei. Ea adună toate gunoile, ați văzut ce e acolo. Și mai are unde să stea bătrânica acum? Poftim? Mai are unde să stea? N-au scris, are grijă de o fată oarbă care a murit mama ei și are grijă ei și are bloc în vigilie. Și acolo stă, aici vine face lumină. Dar face foc acolo și topește ce are, da, face lumină, face. Că n-are foc, n-are, nu... Ia, dacă n-are lumină, n-are nimic, ea cu... merge cu lumânarea aprinsă, cu casă, cu candelă, stă aprinsă, ea e cu biserica, cu... Am înțeles că am mai avut. Am mai avut. Două ore, care o știu eu. Detașamentul 1 de pompieri Brăila a intervenit cu 4 autospeciale pentru a lichida focul. Am fost solicitați pentru a interveni la stingerea unui incendiu la o locuință particulară, locuință situată pe strada Poporului. Am intervenit în primă fază cu 3 autospeciale, ulterior am mai solicitat o autospecială în sprijin. La momentul de față, incendiul este localizat și lichidat. Au ars bunurile din 2 încăperi, tocurile de ușă și plafonul dintr-o încăpere și materialele depozitate în curtea imobilului. Incendiul s-a produs de la o lumânare aprinsă într-o cameră alăturată celei în care se afla femeia.